need a scarecrow after what you did. 'Cause all of the birds know that I'm almost dead. I'm barely breathing. I'm barely waiting. You left me in pieces. There's no more to break. Don't wake me up, not in this century. Don't wake me up, 'cause you're just a ghost inside my head. You're just a ghost, you're never there. You're just a memory on my lips. 'Cause you're just a ghost inside my head. I need an angel after what you did. 'Cause you were the devil, you messed with my head. You lied to my mother, you lied to my friends. You said that you'd be there, but this never ends. Century, don't wake me up, 'cause you're just a ghost inside my head. You're just a ghost, you're never there. You're just a memory on my lips. 'Cause you're just a ghost.
Salut și bine v-am regăsit la un nou live. Vă spun la toți cei care vă uitați la mine și nu numai la mulți ani, un an nou plin de fericire, de bucurii și un an nou mult, mult mai bun decât anul care a fost. Noi vom intra pe server și vom filma un nou episod, vom face un nou roleplay pe server, bineînțeles. Imediat voi pune și imaginea, dar întâi trebuie să mă conectez la server. Salut și bine v-am regăsit la care un live făcut aici. Vă spun la toți cei care vă uitați la mine și nu numai la mulți ani, un an nou plin de fericire, de bucurii și un an nou mult, mult mai bun decât anul care a fost. Noi vom intra pe server și vom filma un nou episod, vom face un nou roleplay pe server, bineînțeles. Imediat voi pune și imaginea, dar întâi trebuie să mă conectez la server. Salut și bine v-am regăsit la care un live făcut aici. Vă spun imediat la rezolvăm toți cei care vă uitați la mine și nu numai generale. La mulți ani, un an nou plin de fericire, de bucurii. Ne vedem unde și am intrat. Un an nou mult, mult mai bun decât anul care a fost. Haideți să pornim și imaginea. Noi vom intra pe server și vom filma un nou episod. Dacă cineva mi-a scris mesaj, un nou roleplay. Geo Game pe salut, server, salut, bineînțeles. Salut, bine ai venit. Imediat voi pune și imaginea, dar întâi trebuie să mă conectez la server. Salut și bine v-am regăsit la cele care ne-am făcut greu de făcut bani sau foarte toți cei care vă uitați la este hard roll play, adică respectă la mulți ani realitatea. Aici nu poți să plin de fericire, de bucurii, să tragi cu arma din mijlocul străzii și să faci tot ce mai bun decât câștigi banii respectiv, faci bani, să pornim și nu ai nicio problemă de genul acesta. Adică chiar nu ai de ce să-ți faci griji în legătură cu acest lucru. Adică e un alt fel de hard roleplay. Haideți să luăm și noi mașina asta de aici. Aici am rămas ultima oară când am făcut bănuții. Vor mai fi schimbări la server cât de curând. Probabil în seara asta sau mâine vom adăuga ultimile modificări pe săptămâna aceasta la server. Între timp, ce să vă mai zic despre server dacă doriți să mă întrebați. Serverul pe F1 aveți anumite chestii de poliție sau de job în funcție de cum aveți. Pe F2 avem meniul nostru al administratorilor. Pe F5 este foarte important, aici aveți tot felul de chestii importante. Da? Arme care vă rămân, supresoare pe arme, uitați asta să vă mai arăt. Îmi pare că v-am arătat și data trecută, dar nu mai mi-am aminte. De exemplu, să zicem că mergem aici că e mai luminos, da? Și vreau să iau ape pistolul. Iau ape pistolul. Scuzați, trebuia să-l pun așa. L-am aruncat fără să vreau, dar se mai întâmplă uneori. Nu, hai să punem pe arma asta. Uite-l aici. Bun, l-am luat înapoi. Hai să punem pe asta că se vede mai bine. Ce vreau să vă arăt? Vreau să vă arăt skin-urile pe arme. În curând o să se adauge și un magazin de cumpărat arme nou. Ne ducem, că am văzut că foarte multe lume nu se pricepe. Show wow. Vrem webcam. N-am mai pus de foarte multe ori webcam, se aude mai de multe ori. Cum adică se aude de multe ori? Te auzi dublu sau triplu? Cu Uzi, da, m-am împăcat. Nu știu de la ce m-aud dublu sau triplu. Chiar nu-mi dau seama. Adică n-ar trebui să m-aud dublu sau triplu. Stați puțin să vedem care ar putea să fie treaba. La setări aici în regulă, da, este în regulă la setări. Acestea sunt închise, placa de captură e în regulă. Toate sunt în regulă. Să mai ok, am mai deschis încă o dată tot. Acum mă aud mai bine sau tot așa mă aud? Între timp facem și setările respective, văd că pare tot în regulă. Un moment să vedem și la sunet. Bun, acum aud mai bine? Cred că mă aud mai bine. Nu știu exact de ce s-aude exact așa, dar să-mi spuneți dacă mă mai auziți dublu sau triplu. Acum e bine.
Un delay de 2-3 secunde. Da, îmi pare rău, nu știu la ce a fost. Bun, ce vreau să vă arăt? Vreau să vă arăt așa. Ne ducem aici la arme, avem lanternă, armă, The Muse. Și am pus lanternă. Avem lanterna deja să și vede. Uitați-o, da. Care și funcționează. Mai avem... Stai că e scrisul peste. O să-l modificăm, o să-l punem în altă parte ca să nu mai fie niciun fel de problemă. Să avem și skin pe arme. Momentan avem doar skinul ăsta. Nu am avut timp să punem și alte skinuri, dar o să punem în curând. Da? Punem use, dăm înapoi. Ce mai avem? Mai avem scope pe armă. Punem și scopul. Zice că deja tocmai am pus scopul ăia, n-am fost atent, înseamnă. Ce mai avem aici? Vesta antiglonț nu ne interesează acum. Mai sunt și altele la magazin, dar nu știu dacă le-am cumpărat exact pe toate. Să dispară scrisul pentru că nu, efectiv nu pot să văd. De scopul l-am pus. Avem și supresor. Avem, stai să vedem, uite, silențiator armă. Și mai avem vreo 2-3 chestii. Dacă doriți să le vedeți, vi le arăt la magazin. Putem să punem și pe armă. Am pus și supresorul pe armă. Și uitați, dacă tragem cu arma. Așa. Nu mai am gloanțe. O mai am gloanțe, că am vrut să vă arăt că nu se aude nimic, dar se pare că nu mai am gloanțe la el, l-am folosit acum ceva timp. Bun. Haideți să mergem până la un garaj în apropiere. Moment că de fiecare dată când intru aproape, o ia razna calculatorul, adică merge de unul singur caracterul. Încercăm să remediem. Haideți să remediem. Gata? Bun, băieți, întrebați-mă ce vreți să mai facem. Mă gândeam să mergem să facem drogurile. Am înțeles, să mergem prima oară aici pentru primele droguri, da? Trebuie să mergem pentru câmpul de cocaină. După care vedem cum ne mai descurcăm. Aceasta este harta noastră. Avem aproape tot ce ne trebuie. Multă lume nu știe unde este. Aici este târgul de mașini. Vedeți aici unde este chestia asta așa? Aici este târgul de mașini. Aici vă duceți și vă vindeți mașina și de asemenea puteți să cumpărați mașini. Mașini pe care playerul poate să le lase acolo și nu trebuie neapărat să fie pe server. Poate să le lase acolo și să le cumpărați la un moment dat când, oricând, adică el nici nu trebuie să intre. În momentul în care a intrat, i-a apărut bani în cont. Voi o puteți cumpăra dacă vă place, nu trebuie să stați neapărat după unul să fie pe server că vreți mașina lui. Negociați cu el sau nu neapărat, pur și simplu, el vine, o pune acolo. Și cineva o cumpără mașina. De acum mergem să facem drogurile, așa cum v-am promis data trecută. Am un mic lag, sau mi se pare mie. Pare ok. Acum eu trec pe roșu și trecând pe roșu și fiind polițist, din câte vedeți, deja apare cum am trecut pe roșu și pe diferite culori. Dacă uite, dacă eu să trec pe roșu, acum mă ia radarul și îmi vin amenziile frumos. Deci nu trebuie să mai tot... Da, adică aici pe server trebuie să mergeți cu mare atenție, să nu mergeți cu viteză foarte mare, pentru că vă ia radarul. Radarele sunt cele de pe stâlpi din anumite locuri, vedeți, poate să fie anumite camere aici undeva puse. Ei, și poate să fie, de exemplu, în intersecția asta o cameră, să mă ia camera și după care vine amendă. Apăs F7 și mă uit jos, ia uite deja. Vedeți, am și primit amendă. Da, numărul de înmatriculare este același sau este altul? Văd că i-am mers cu altă mașină. Și trebuie să plătesc 1000 și ceva, dau aici, am plătit-o, după aia mai am pe ăsta la alt, așa, și mai am încă unul. Ăsta cu torturarea unui civil a fost un test pentru cineva care l-a dat, nu știu exact cine a dat amenda respectivă, dar nu mai pot să o mai anulez amenda, pentru că, na. Noi acum trebuia să ne mergem să ne luăm o mașină mai ca lumea și cred că asta o să facem înainte să mergem mai departe. Să ne luăm o mașină noastră mai bine decât să stăm să ne chinuim cu rabla asta. Uite, aici avem un player. Noi nu o să stăm la semafor de data asta pentru că nu vreau să vă plictisesc stând la semafor și restul. Să-ți pun numele. Radu Emanuel. În primul și în primul rând salut și bine ai venit. Nu uitați să dai și tu un like, un share și un subscribe. M-ar ajuta foarte, foarte mult, de asemenea și ceilalți. Un moment vă rog. Un moment. Să vedem ce ar putea să consume așa mult. Multipli. Hm.
Nu, pare în regulă tot. Nu-mi dau seama ce ar putea să consume așa mult în moment. Bun, ne întoarcem înapoi în joc. Redoan, salut Redoan. Bun, lăsăm mașina asta aici, chiar nu ne mai interesează. Și mergem aici și ne luăm. Aici se face un job, de aceea și este un garaj aici, pentru că este un job. Mi se pare că jobul de tractor sau ceva de genul, nu știu exact ce. Și hai să luăm Mustang, să zicem Mustang Boss. Am încercat și eu să-l customizez cât de cât. Nu, de asemenea, nu uitați, custom-ul de la Benny, adică avem și celelalte de custom, din câte vedeți aici. Uitați, avem unul aici, mai avem sus, cel de aici de sus, dar cel mai șmecher este ăsta, unde este B-ul. Aici să vă tunați mașinile, vi le face foarte, foarte șmechere mașinile. Haideți să vă arăt o mașină interesantă și cu care să și mergem deja, adică mai bine mergem cu ea. Să vreți să vă băgați mașina, trebuie să apăsați pe tasta E, să vă bage înapoi mașina. Vom scoate o altă mașină de aici. Mergem frumos în el. Ne ducem înapoi, că se pare că nu totdeauna merge. Și scoatem Mustang-ul. Ia uitați ce frumos este. Vedeți? Asta se face la Benny. Dacă vreți, vă duceți la Benny și puteți la Benny să-l tunați, să-l faceți mișto rău. Ce faci, Redoan? Nu vii să facem un roleplay? Ia să vedem cum stăm pe server. 28 de persoane în momentul ăsta pe server. Merge foarte, foarte bine serverul. E blanao, pot să zic. Adică e blană bombă serverul. Merge bine, bine, rău de tot. Bun. Și mergem să facem drogurile respective. De aici începem drogurile. Adică din checkpoint-ul respectiv, care vi l-am arătat adineaora pe hartă. Vi-l mai arăt tot acum. Aici. Deci dacă vă uitați aici. Aici este un loc special, dacă vă uitați. Vedeți? E. Și sunt mai multe pe hartă. Sunt mai multe locuri unde trebuie să mergi, unde trebuie să te duci. Pe hartă nu le știu nicio exact. De aici trebuie să mergem undeva... Nu mai știu pe unde, pe aici pe undeva. Trebuie să mergem într-un loc anume. Era pe aici pe undeva, pe sus, dar nu mai știu exact pe unde. Dar hai că ne descurcăm noi după aia. Le căutăm și le găsim. Prima oară să ajungem aici. Eu zic, cred că mai bine ar fi pe aici pe undeva, pe sus, o luăm mai repede. Nu cred, hai să o luăm pe aici totuși. Că ne dă ei drumul pe acolo, dar mi se pare mai ok dacă aș lua-o pe aici. Pare că vine poliția sau mă înșel eu? Da, vine poliția. Ne oprim dacă e nevoie. Că ne-au pierdut. Cred că ne-au pierdut. Aoleu, mă uitam pe hartă, n-am fost atent. Sunt plecat. Unde ești, Redoan? Și ce faci acolo? De asemenea, nu uitați, băi, să dați și voi un like, un share și un subscribe, pentru că, na, e un an început. Ia uite un iepuraș. Ia uitați-ne iepuraș, ați văzut? Uite încă unul. Ei, iepuraș. Foarte frumos, foarte frumos e purașul. Aoleu, ne distruge mașina, ne facem varză aici. Da, ne aruncăm, ce să facem de acum? Voi ce ziceți, să ne aruncăm? Haideți să ne aruncăm. Am uitat să-mi pun centura, să mai întâmplă, dar haideți că a fost ok. Bun, să ne punem și centura pe X, data viitoare să avem grijă. Și s-a stricat și mașina. Dacă apăsăm pe F10, sus acolo vedem, sunt 9 polițiști, 3 medici și un mecanic. Dacă chemăm mecanicul, nu știu dacă o să ajungă. Voi credeți că o să ajungă? Nu știu ce să zic. Haideți mai bine să ne reparăm noi mașina, ca să mergem mai departe, să vă arăt cu drogurile așa cum am promis. Și v-am zis că facem droguri, facem droguri, repară mașină. Bun. Dar repară mașina,
Și mașina ar trebui să funcționeze. Hai să vedem, ne scoatem centura, vedem jos de mașină. Ne urcăm înapoi în mașină. Și asta a fost. Ne punem și centura între timp. Mai bine o luam pe drum, știți de ce? Pentru că dacă o luam pe drum ajungea mai bine. Se pare că mașina mi-a rămas aici în câmp. O lăsăm aici și o luăm pe jos. Acum. Cât mai avem? Ia să vedem cât de departe suntem. Mai avem puțin. Haideți să o luăm pe undeva, pe jos sau pe sus, pe aici. Haideți pe sus mai bine, poate reușim pe aici să o luăm. Îmi cer scuze că am luat-o pe aici, chiar nu este ok. Vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați dat like, un like. De asemenea, nu uitați să dați și share și subscribe, m-ar ajuta foarte, foarte mult și vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru acest lucru. Geo Game, am like. Adică, cum adică ai like? Ai dat like sau ce? Mulțumesc mult dacă ai dat un like. Red, sunt plecat cu prietena. Foarte bine, man, foarte bine. Distracție plăcută cu prietena. Nu uita că te așteptăm pe server când ne întorci. Red e tot aici cu noi. Am înțeles că vor să mai revină o parte din băieți. Deja au revenit foarte, foarte mulți de pe comunitatea veche și din celelalte comunități. Este foarte bine acest lucru. De asemenea, mamă ce frumos aici, uitați ce priveliște frumoasă, foarte frumos, foarte, foarte frumos aici, chiar o priveliște foarte, foarte frumoasă, îmi place cum arată. Să ne apropiem foarte mult, deci undeva aici jos se vor face drogurile, înseamnă. Mai avem mult, ia să vedem mapa, dar nu mai mult, mai e foarte puțin. Eu zic să ne ducem jos, că sigur este undeva jos. Mamă, s-au auzit niște sunete strane. Voi auziți? Deci aici pe câmp facem drogurile. Departe de lume, departe de toată lumea. Adică aici mai mult ca sigur nu o să vină poliția să vă înhațe. Mai ales pe câmpiile astea. Pă bune, voi ați fost vreodată în locurile astea? Eu n-am fost niciodată până acum aici, e prima oară când vin în locurile astea, dar oricum e foarte frumos și foarte, foarte real. Și sunt chiar curios să vedem ea câtă lume mai este pe server, 26 în momentul de față. Am uitat să vă spun, am pus 64 de sloturi astăzi dimineață și a fost până mai pe după amiază 64 de sloturi, merg foarte bine pe 64 de sloturi serverul. Chiar am vrut să lăsăm pe 64 de sloturi, dar până la urmă n-am mai lăsat. Nu înțeleg de ce nu mi-apare, stai să mai ne mă duc o dată. Nu po... Pornește? Se pare că nu pornește, dar cred că am greșit, nu trebuie să mă oprim aici. Un moment. Mai ești aici? Mai sunteți aici, băieți? Mă auziți? Rus, mă auzi? Da, mă. Ok. Mai e aici Claudiu sau cineva? Da, e. Da. Nu merge la cu drogul, nu v-am dus acolo de minutul ăla. Nu funcționează drogurile. Nu e la un magazin. Nu face nimic, nu funcționează. Va apare pe mapă un blip. Am înțeles. Va apare un blip albastru. Ok, atunci o să fac altceva dacă nu funcționează drogurile. Am crezut că funcționează. Eu am zis. Când o să funcționeze? De mâine, nu? Încolo sau de când? Da, da, da. De mâine. Ok, hai că mă pun înapoi pe Defin. Ok, chestia asta care o vedeți aici pe hartă, care pâlpâie aici, înseamnă că se dă un jaf la bancă, un jaf la magazin, depinde de... Uite, vezi, dacă vă uitați aici, vedeți, este un magazin și aici este un pistol. Asta înseamnă că se poate da jaf la genul ăsta de magazine și apare gen așa. Vezi când se dă un jaf sau ceva. Adică noi, poliția, știm unde se dă jaful respectiv, ca să nu mai stăm să ne chinuim. Deci, momentan, drogurile nu merg. Trebuie să mergem aici. Aveam aici un checkpoint și mai aveam... Vedeți? Sunt notate toate, dar ați auzit, momentan nu funcționează sistemul de droguri, a funcționat, dar am înțeles că lucrează rus la el, îl modernizează, îl schimbă, nu știu ce-i face exact. Bun, haideți să ne dăm TP undeva în oraș ca să nu merg până ajung acolo, până mă întorc cu voi, până... Așa, mai durează. Ia să vedem asta ce job este. Nu, asta mai este, asta de aici. Bun, haideți să facem ce vreți să facem. Vreți să mergem să jefuim un magazin?
Vreți să facem un job? Ce anume să facem? Dacă vreți, mergem să începem un magazin. Haideți până aici să vedem ce se întâmplă. Aici la colegi, da? Ia să vedem. O luăm pe aici să nu fim omorâți, deși suntem și noi în poliție. Uitați, vedeți? Am legitimație, am tot ce-mi trebuie. Să vedem ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat, colegu? Ești bine, colegu? Da, coleg, e unul pe clădire, ai grijă. Pe clădirea galbenă. Stai să mergem după el. Ușor, 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 ușor. Mâine sus, predă-te! Bă, te băgare, ești ceva predatul tău! Aici, pe server, nu poți să vorbești când mor. De exemplu, te apăs asta N. Alo, 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 vedeți? Voce nu apare. Nu apare deloc voce. De asemenea, nu avem țintă pe aia. Hai, mâinile sus, hai, 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 hai! Mâinile sus, mâinile sus! Și nu poți să vorbești să cer ajutor sau ceva. Stai, genul nostru! Asta G. Și să aștept să vină cineva de la o unitate, de la medici sau de undeva. Nu merge nici F10, nu merge nici PageApp, nu merge mai nimic, toate sunt dezactivate. Și acum trebuie să stăm mort. Normal, da, nu o să stăm mort, că până vine... Avem nevoie de tări! A schimbat medicul? A schimbat medicul sau este mort? Ce a spus, domne, că nu v-am auzit? A schimbat medicul sau este mort, zic, domnul? N-avem habar, domne, de paramedic momentan. Nu știe nimeni nimic. Am înțeles. Sper că a chemat cineva medicul, nu? Stai să chemăm medicul dacă e. Haideți să chemăm medicul. Lasă că sun eu acu, domne. Și ne ducem la urgență. Colegii, e liber. Și de urgență. Urgentul medic. Am trimis. Și aici aveți diferite chestii. Aveți poliție, aveți serviciu de urgență, taxi, mecanic. Puteți să chemați un mecanic. Puteți să faceți foarte, foarte multe chestii faine. Aveți foarte multe chestii pe aici faine. Pe el. Bahamas și multe, multe alte chestii. O să vedeți voi. Haideți să coborâm. Colegul, lasă mâinile jos, colegul. Nu mai este nimeni. Poftim, da, eu... Nu mai este nimeni. Eu am ieșit din roleplay oricum. Serios? Și eu am ieșit din roleplay, că m-au omorât când am urcat sus acolo. Da. Da, am văzut și am coborât și m-am pușat și pe mine. Aoleu. Colegu, ai tu cumva ceva mașină? De fapt, stai că mă duc să iau pe a mea. În magazin e unul. Da, sunt bine, sunt bine. În magazin e unul, întins pe jos, nu știu dacă e mort. A chemat echipaj de... Am chemat și eu imediat cineva de la urgență să ajungă. Sper să ajungă cât de repede poate. Este situația foarte, foarte gravă aici. Ia colegul, care va să urce cu mine. S-a trebuie să chemăm și băieții de la criminalistică. Haideți să mergem. Unde vă duc colegii? Păi, mergem înapoi spre secție, dacă nu mai avem nicio urgență. Dacă apare vreo urgență, mergem la urgența respectivă. Dar că am trebuit să-mi schimb mașina. Blipurile astea care le vedeți nu sunt toți playerii, să nu vă speriați. Deci blipurile astea suntem noi polițiștii. Deci noi polițiștii ne vedem între noi. Dar numai noi polițiștii, nu vedem și altceva.
pe altcineva. Adică dacă vă uitați, sunt undeva la 28 de useri în momentul de față și ne vedem doar noi polițiști. Suntem 11 polițiști, vă apare sus acolo. Dacă suntem 4 mecanici, mașina aia roșie înseamnă cei de la Fuel, adică cei care sunt cu, cum zicea la job acela, de dus benzină, de dus gaz. Taxi sunt zero în momentul de față. O să se activeze și destul de mișto și jobul de taximetrist. Adică o să facem ca lumea cu taximetrii. Colegul, așa de tare astea, merge stații, Chevrolet-ul ăsta, mai leu. Înțeleg. Asta este, ce vrei, mașină de duzină. Nu, serios, chiar merge tare. Se va face din jobul de taximetrist, va fi job. Puteți să-l cumpărați. Cine dorește pe server poate să cumpere jobul de taximetrist. Va fi scos la vânzare și cine dorește va avea taximetria. Și fiecare taximetrist care duce un player, playerul va plăti la el. Ce zici, care va plăti la el? Eu zic că da. Player va... un loc și acolo stau destul de bine. Am prins și colegi cu viteză mare. E foarte bine, foarte bine atunci. Deci playerul va plăti la el și banii se vor duce în asociație, dar va primi și el banii lui. Dar va primi și firma banii respective. Vedeți, dacă vă uitați acolo sus la mine, scrie polis comandant și de sub scrie 466.000,000. Ăia sunt banii care are în momentul de față poliția în firmă. Mamă. Din banii ăștia, am prins pe galben poliția, astea. Din banii ăștia se vor plăti salariile la polițiști, se vor achiziționa arme pentru poliție, care în același timp vor ajunge la polițiști, se vor achiziționa mașini la poliție și se vor... Deci din banii ăștia tot timpul vor scădea, dar vor crește înapoi din amenzi. Din amenzi, din confiscări, de tot felul și atunci va fi mult mai ok. Da, 64 de sloturi. A fost astăzi toată ziua, dimineața până seara a fost pe 64 de sloturi, Miguel. A fost. L-am oprit pe 64 de sloturi, apărea sus, în colțul din dreapta sus, dacă ai fi intrat pe server, ai fi... Hai să repede la spital, că am un coleg, e trănit. Ok, hai să mergem, repede. Ai fi văzut că apărea sus acolo 5M One Sync Alpha, ar fi acolo, știi, 64 de sloturi. De ce am scos 64 de sloturi? Pentru că era o mică problemă la el, adică încă nu-i stabil fiind Alpha. Erau unele mici probleme cu unii player. Unii player nu s-auzeau între ei când vorbeau, nu s-auzeau între ei. Noi auzeam câțiva, dar unii n-auzeau între ei și atunci am scos, așteptăm încă o zi sau două până apare o versiune mai stabilă și îl repunem din nou pe 64 de sloturi. Dar astăzi am avut mai toată ziua, astăzi și azi noaptea am fost pe 64 de sloturi serverul. Am fost primul server din România și suntem singurul server din România care putem să oprim. Haideți repede. Da. Haideți să aplicăm. Se face resuscitație, că nu mai are puls. Pe care parte era? Pe partea asta parcă era. Colegii! Colegii! Colegii, da, vedeți că intrarea e pe partea cealaltă, nu pe partea asta. Hai, pe partea hai altă. Hai să mergem. Da. Aici, aduceți-l aici. Aici, bagă. Pune-l aici. În checkpoint. Hey girl. Îl ajutăm noi. Lași bagă la medic. Dar în ce poziție a rămas? Aici a rămas oare poziția asta? Interesantă poziție, interesantă. Da. Hai că-l ajutăm în curând să-și devină. Ce faci? Ia uite, domne, strică gresia și faianța lor ăștia de pe jos. Să poate așa. Lasă ceva? Lasă că e îngroapă acolo organele. Am înțeles. Domnule. Păcate, l-am pierdut. Asta e. Hai să vedem ce ID are Uzi, să-i dăm revive. Cum îl chema? Nu știu, uitați-vă, vedeți dacă are bultile. Că nu-l văd pe aici prin listă. Ia, stai.
Raul Marieș. Adică... nu știu cum. Am înțeles, da. Colegul își mai revine până la urmă? Nu. Nu, a murit. A murit, hai să mergem. Dumnezeu să fie cu el, în doleanțe familiei. Hai colegul, că noi mergem la cu radarul. Haideți să vedem ce tractorii mai prindem pe aici prin oraș. Tați, eu merg cu mașina. O să modific titlul, o să vă pun acolo. Haideți, mergeți în față. Apucăm să facem droguri, să pare că na, nu merg drogurile. Dacă mergeam, scoteam și ăsta de polițist. Grază de polițist, dar o să facem acolo, poliția în acțiune. Ca să știe lumea. Haideți între timp să și rezolvăm problema asta cu poliția în acțiune. Să modificăm aici. Între timp nu uitați să dați și voi un like, un share și un subscribe, m-a ajutat foarte, foarte mult. Nu ai văzut nimic, ok? Bun, suntem gata, ne-am pus aici și aveam nevoie. N-am. N-am văzut nimic, nu știu nimic. Nu ai văzut nimic, ok? Așa, colegul. Bun, suntem gata, ne-am pus aici și aveam nevoie. Colegul, ai vreun apel, ceva? Să mergem? N-am. Nu, n-am nimic. Să vedem, totuși, că parcă nu stă bine RAM-ul sau procesorul, nu știu care e faza. Da, stă foarte mult, dar de la acesta n-am așa... N-am văzut nimic, nu știu nimic. Chiar mă mirasem, zic, nu înțelegeam de ce unor merge să acata asta, cine știe. N-am dat restart de ceva ore la calculator și probabil de asta trebuia să dau un restart înainte. Ia dar... uite aici, frumos. Aici nu suntem văzuți. Ai vreun apel ceva? Să mergem? N-am. Nu, n-am nimic. Ia, coleg, 126. Nu stă bine, Ramos. 126 a mers la oră? Da. Da, și cum poți să vezi pe ce acesta? N-am văzut nimic, nu știu nimic. Control M. Așa corect, dar trebuie să șofer. Nu merge să cadă. Și după aceea pe aici, n-am dat restart de ceva ore la calculator și probabil de asta. Da, da, da. Ia uite aici, îți arată, poți să faci... Aici suntem văzut, vreun apel ceva, să mergem. Am. Nu, un alt de aici. Frumos. Ia, colegi, 143. Nu stă bine, era 126 a metru la oră. Da, trageți pe dreapta! Să vezi pe ce acesta. N-am văzut nimic, nu știu nimic. Control M. Așa corect, dar trebuie să fii șofer, cred. Și după aceea pe aici, n-am dat restart de ceva ore la calculator. Bună ziua, domnule. Da, da, da. Ia uite aici, cadeți ce arată, poți să faci... Și aș vrea să vă întreb, de ce nu mergeți cu atâta, cu așa vitez, n-am nimic. Ce s-a aruncat domnul pe jos? Ia, colegi, 143. Dacă poți să mă vezi, ați avut la ora? Nu zic că ți-a aruncat ceva. Trageți pe dreapta! Să vezi pe ce trage acesta. N-am văzut nimic, nu știu nimic. Control M. Puteți să coborâți mașina? Hai tu, dar trebuie să fii șofer, cred. Control 141 necesit intervenție chirurgicală la... Bună ziua, domnule. Da, da, da. Ia, că de ce arată, poți să faci... Și aș vrea să tot aruncați domnul pe jos, că văd că tot aruncați ceva. Așa vine. Tu crezi că te înșiri și ai viziuni. Ce s-a aruncat domnul pe jos? Ia, colegi, 143. Nu prea cred că mă așa. Eu cred că te înșiri.
Trageți pe dreapta. Colegul, hai să-l vezi. Mai aruncați câinele de jos. Ce control, mă? Puteți să coborâți mașina. Am și unul de minte la voi. Voi sunteți polițiști sau ce sunteți? Suntem medici. Ești cadet? Ascultă un pic, tu ești cadet? Da, da. Cum o să fim un supervisor? Uite la aici în față, așa. Nu cred că te înșiți în capitanul de la secția de poliție. Nu prea cred că capitanul. Cu domnul Mariu. Eu cred că te înșiți. Cu domnul vine moartea. Trageți pe dreapta. Colegul, hai să-l vezi. Mai aruncați un câine de jos. Control, mă. Puteți să coborâți mașina. Acum mai dau trebuie. La voi, voi sunteți polițiști sau ce sunteți? Suntem medici. Da, da. Tu ești cadet? Ascultă un pic, tu ești cadet? Da, da. Cum o să-ți fim un supervisor? Uite la aici în față, așa. Nu cred că te înșiți în capitanul de la secția de poliție. Nu prea cred că capitanul. Cu domnul Marius. Eu cred că te înșiți. Cu domnul vine moarte. Trageți pe dreapta. Colegul, hai să vezi. Domnul, ce aveți de gând să faceți? Puteți să coborâți mașina. Acum mai dau trebuie. La voi, voi sunteți polițiști sau ce sunteți? Suntem medici. Da, da. Tu ești cadet? Ascultă un pic, tu ești cadet? Da, da. Cum o să-ți fim un supervisor? Uite la aici în față, așa. Nu cred că te înșiți în capitanul de la secția de poliție. Nu prea cred că capitanul. Cu domnul Marius. Eu cred că te înșiți. Cu domnul vine moarte. Trageți pe dreapta. Colegul, hai să-l lăsi. Domnul, ce aveți de gând să faceți? Control, mă. Puteți să coborâți la voi, voi sunteți polițiști sau ce sunteți? Suntem medici. Da, tu ești cadet? Ascultă un pic, ești cadet? Da, cum o să-ți fim un supervisor? Nu m-a luat pe mine. Uite la aici în față. Nu cred că te înșiți în capitanul de la secția de poliție. Nu prea cred că capitanul. Cu domnul Marius. Cu domnul vine moarte. Domnul, ce aveți de gând să faceți? Da, că eu așa văd că tu arunci ceva crezi. Acum mai dau trebuie. La voi, voi sunteți polițiști sau ce sunteți? Da, pentru că v-am spus mai devreme că unul dintre colegii dumneavoastră în fața la secție. Tu ești cadet? Alo, tu ești cadet? Da, da. Cum o să facem pe aici? Poți să fie atât la locul pe uite la aici, vreau să vezi. Nu cred că te înșiți în capitanul de la secția de poliție. Da, cu domnul vine moarte. Da, ce nu vrea prea. Domnul, ce aveți de gând să faceți? Da, că eu așa văd că tu arunci ceva crezi. Acum mai dau trebuie. La voi, voi sunteți polițiști sau ce sunteți? Da, pentru că v-am spus mai devreme că unul dintre colegii dumneavoastră în fața la secție. Tu ești cadet? Alo, tu ești cadet? Da, da. Cum o să facem pe aici? Cum o să fie atât la locul pe care nu cere? Uite la aici, vreau să vezi. Te înșiți în capitanul de la secția de poliție. Nu prea cred că domnul vine moarte. Domnul prea vede când se face mașina. Da, că eu așa văd că tu arunci ceva crezi. Mai dau trebuie. La voi, voi sunteți polițiști sau ce sunteți? Da, pentru că v-am spus mai devreme că unul dintre colegii dumneavoastră în fața la secție. Tu ești cadet? Alo, tu ești cadet? Da, cum o să facem pe aici? Cum o să fie atât la locul pe care nu cere? Uite la aici, vreau să vezi. Domnul, te înșiți în capitanul de la secția de poliție. Nu prea cred că capitanul. Domnul, domnul vine moarte. Ia, poate acum nu se mai de 5 ori. Poate se aude din ăsta, adică aici e închis. Ăsta e închis. Aici e pus pe mut.
Poate folosește domnul mașina la altceva. Nu neapărat, astea poate să fie și de design vestimentar, ai auzit vreodată de chestia asta? Ia să mergem mai jos. Normal. Să spuneți acum dacă mă mai auziți de 5 ori sau s-aude bine, ca să știm exact cum se treaba. Cred că acum s-aude mult mai bine, nu cred că mai sunt probleme. Ok, haideți să dăm aici și după aceea să ne rezolvăm cu Bubu. Înțeleg de ce uneori merge de unul singur. N-am văzut și oraș și când am avut ce erau nu prea. Așa și care e problema? Ascultă-mă un pic, dacă sunt 10.000 de oameni care au mănuși asta, înseamnă că toți sunt suspecți pentru tine în memoria ta? Dar stați să vă zic ceva, uitați-vă, și capitanul poartă mănuși. Deci? Dom'le, el merge la... Domnul capitan, de ce poartă mănuși acum? Păi el merge la... Ne pune una pe morți. A, am înțeles. Ei, eu pun mâna pe acte. Ai înțeles? Și nu prea-mi place praful de, cred, de ceară să-mi rămână pe degete. Și pe chiar n-are niciun sens să-l acuz pentru mănuș. Una m-a acuzat, l-am întrebat de ce poartă mânuși. Praful de cred. Păi nu că m-ai acuzat, nu ai întrebat. Dacă okay. Întrebai frumos, mulțumesc mult, mulțumesc mult. Dar tu m-ai acuzat, pentru că ai și spus clar. Între timp nu uitați să dați și voi un like, un share și un subscribe, m-ar ajuta foarte, foarte mult lucrul acesta. Domnul, apropo, cât spus că sunteți dubios, nu știu. Colegul, te rog să-i dai amenda necesară domnului și haideți să mergem pentru că avem alte apeluri. Nu putem să stăm foarte mult aici. Ok, colegul. Deci pot să vă cer și vreau să vă cer și eu un buletin să știu și eu cu cine vorbesc. Haideți că am rezolvat, am soluționat problema. Vă ziceam, nu uitați să dați și voi un like, un share și un subscribe, m-ar ajuta aveți foarte, foarte mult și v-aș rămâne recunoscător dacă veți face acest lucru. Aveți arme la dumneavoastră? Da. Dețin arme pentru apărare personală și vânătoare. Ok. Am văzut că aveți un pistol, un shotgun și... Da. Le-am permisele pentru mine. Sunt pentru uz personal, nu pentru uz de stradă. Ia uite, i-a dat lui Zocu pentru speed hack. N-are nicio legătură, nu o să fac nimic în legătură cu nu, ca și a vă dat seama că nu sunt văzut chiar așa de bine de alte persoane. Și totuși trebuie să-mi asigur și o viață. Da, între timp am vrut să vă zic că pe server există și anti-hack. Perfect, nicio problemă. Anti-hack, protecții foarte bune, cât de cât ok. De asemenea avem și admin care sunt tot timpul activi și încearcă să rezolve din ce în ce mai mult problemele. Sper să nu avem probleme atât de mari cum au alte persoane. Serverul este în România, merge foarte, foarte bine, totul este foarte în regulă. Domnul, m-auziți? Vă așteptăm să intrați câteva. Da, spuneți. Primarul dumneavoastră, domnul lângă mine, care... Așa. Domnul de acolo? Nu dumneavoastră, domnul din fața mea, cu albastru, cum e? Domnul... Eu, da, știi cu mine. Anunțați domnul primar că unitatea REAM e stricată și nu putem să o folosim. Nu putem să folosim. Ce dar nu faceți loc, faceți loc. Colegii, colegii, avem parte, colegii. Faceți loc să treacă. Hai coleg, urcă că avem jaf. Hai să mergem. Totuși nu înțeleg de ce merge puțin cam sacadat. Nu-mi dau seama care-i faza. Discordul de două ori. Zice că este. Hai să oprim Discordul. Poate și mai revine din cauza Discordului. Pare dubios Discordul. În rest, 5M-ul, dacă oprim GTA-ul nu merge ok. Adică nu putem să mergem fără. Și rest sunt cam astea sunt. Shift M. Sau... Păi ce ai zis că era Shift M sau pe... Control M. Control M, am. Control M. Și apoi dai toggle radar. Și ți închide. Da, numai că nu mai închide. Ah, ba da, cred că așa închide. Auzi, Șerban, n-am putea face cu gen pe joc să avem o stație. Să vorbim între noi, știi? Și să apăsăm pe buton și să punem mâna la stație. Știu, se va rezolva și asta. Am vorbit cu Rus. Se va pune, okay. Se va pune în câteva zile. Ar fi foarte interesant. În câteva zile se va face și chestia cu stația.
Ok, ok. Adică să vedem exact cum găsim și cum rezolvăm problema respectivă. Ok. Mamă, nu mai am combustibil. Și o stație de puțin mai sus, dacă reușești să ajungi. Nu mai e deloc? 6, 4. Mamă. Rămânem în mijlocul drumului, trebuie să chemăm o unitate. Trebuie să chemăm niște colegi să ne ajute. Pe radar apare că vin niște colegi din spate. Poate reușesc ei să ne ajute. Stai așa, colegul, că mă duc. Cred că poate ajungem cumva, dar nu sigur. Unde este mai exact benzinăria? Puțin mai în față, mai avem puțin de mers. Puțin de mers și spre dreapta. Hai că chiar nu mai avem. Colegii au rămas țepeni, nu se mai mișcă. Ușor, poate până la urmă ajungem. Dacă nu, poate găsim acolo o mașină sau cineva să ne ia. Să reușim să... Eu uite, avem garaj lângă. Hai, Eu cred că putem ajunge. Du-l acolo la garaj. Hai, du-l acolo, lasă. Scoatem o mașină personală dacă e. Stai să ajung până la garaj. Las-o aici, în mijlocul străzii dacă e. Stai, aici. Colegu, am înțeles. Colegu, a rămas fără benzină, colegu. Asta e o mașină personală. Ai o canistră de benzină? Dacă nu urcați la mine și vă țineți unul în braț. Hai că mergem să luăm mașina personală. Mergem să luăm mașina personală. Nu mai mașina personală. Colegul, tu ce mașină ai? De toate, am mai multe. Deci hai să luăm o mașină cu 4 locuri. Păi da, ar fi mai ok. Hai că am parcă una cu 4 locuri pe aici. Am doar un Logan de aici, am întrebat. Aveți pe cineva la pușcărie să mergem să vizităm? Cuza Gaming, mulțumesc mult pentru abonare. Are domnule cu asta. Domnule, eu mă duc să văd dacă e un coleg la pușcărie. Se pare că la ora asta nu prea e nimeni. Și aici ce avem? Mișto pușcăria făcută, chiar mișto, reușită pușcăria. Uite ce plasma au băieții aici. Și aici să vedem cum e închisoarea, ia să vedem. Ah, frumos, foarte frumos. Nu prea am apucat să văd închisoarea până acum. Pe care a pus-o Rus, chiar e faină ea. Oho, patul e confortabil aici. Patul chiar e confortabil. Văd. Am văzut. Hai să mergem la vizitatori aici. Da, acum cum ieșim? Că ne-am bugat aici, nu mai putem să mai ieșim. Mai poți să mai ieși? Nu mai putem să mai ieșim acum. Asta e faza, m-am blocat aici. Nu mai putem să mai ieșim, hai să folosim F. Un moment să vedem unde este Raiden. Raiden. Raiden are 53 și dăm F2, dăm aici, ne ducem TP, jucător 53. Bun, gata. Gata, colegi, am fost în vizită, am văzut cum stă treaba.
Și? Mergem la Jaf? Nu era nimeni, hai să mergem la Jaf. Nu era nimeni acolo. Era încă un băiat care era în vizită. Opa, opa, opa. Am căzut din mașină, era portiera defectă. Am înțeles. Puneți-vă centura. Gata, gata, am pus-o, de data asta nu mai cad din mașină. Nu uitați să dați și voi un like, un share și un subscribe, m-ar ajuta foarte, foarte mult. Să vedem ce ați mai spus aici, salut Cuza, salut Cuza, salut și ție, ce să fac, uite fac și eu un live aici. Mamă, ce n-aș fain server tău, chiar e mișto, știu, mulțumim foarte mult, știu că e foarte mișto serverul. E fain asta. Suntem primul server din România de SX, cel puțin în momentul de față, suntem singurul server din România cu SX. SX este un nou mod, are chestii unice, chestii foarte mișto pe server, adică chestii care alte servere, ca celelalte servere, nu că nu au scriptări buni. Nu că au scripturi bun, dar efectiv nu poți să faci mai nimic pe VRP-ul acela, adică celălalt stil. Vedeți și voi, uitați, telefonul cum este, foarte multe chestii, mă rog, telefonul e mare, l-am pus eu mai mare ca să-l văd acum. Aici avem urgențele de tot felul, avem foarte multe chestii faine, numărul de aoleu! În caz că vreți să aflați ce număr de telefon aveți, setări, număr de telefon, aflați numărul meu de telefon. Nu, dar n-am văzut aia. Vedeți? Așa și dacă vrem să-i dăm un zoom mai mic, normal ar fi undeva aici. Cam așa ar fi. Dar eu pentru că nu-l văd atât de bine, am dat mai mare. Dați-i revive lui Marcelino că nu poate vorbi. Dați-i revive lui Marcelino că nu poate vorbi. Este o situație fail roleplay. Te rog, dați-i revive lui Marcelino ID 77. ID 77 revive ca să poată să vorbească. Așa, da, gata, revive. Bun. Bă, care? Marcelino vreau să știu. De afară au tras doi polițiști, de afară au tras. De cine a fost? Da, vreau să știu cu ce armă au tras. Vreau și eu să știu cu ce armă. Erau de la Sias, nu? Cine? Poți să-mi spui cine mai exact? Păi nu știu, ei ar trebui să spună, mă, habar n-am. Se vede clar aici. Păi dai, bă, de unde să știe, mă, că l-am arăt. Așa, aici aveți deci, ai văzut, bă, bun, diferite ai văzut design-uri la telefonul de ția. Uitați, acum am alt. Da, deci doi membri ția. Păi da, pe geam, că se vede că e spart. Ascultă-mă, aici. Ascultă-mă, tot felul de design-uri. Da, e spart. Geamul, se vede că e spart, vezi? Fix acum am ajuns cu mașina și erau doi ția-s care trăgeau. Deci cei de la ția-s, vreau și eu să știu cei de la ția-s care au tras aici. Tot felul de asupra băncii, cu toate că eu v-am spus pe radio să nu trageți, vreau și eu să știu ce ai tras. Fiți sincer. Veți primi doar un faction warn. Fiți sinceri. Dacă nu veți fi sinceri, vedeți că tot vom afla și veți fi chiar dați afară. Deci vă rog frumos spuneți cine. Spune cine, cine, spune cine te iubește. Ok, deci nimeni. Bun. Bun, dar okay. Mai știu, aveam o să aflu chiar eu. Era deci doi de la Sias. De ok, frumoasă. Facem poză acum la F10 să vedem câți de la Sias sunt online. Am făcut o poză. Doi sau unu. Am fost în magazin, unu de la Sias cum sigur era. Mai era un polițist. Deci unul de la Sias bun. Bine de știut. Unul de la Sias era cu armă încoace și trăgea. Atât am văzut bun. Când am sos. Eu sunt membru Sias. Eu o băieții puteți pleca, puteți pleca, totul este în ordine. Bine, vă mulțumim. Marcelino, îmi pare rău pentru întâmplare. O să păi, aflu eu cine era. Nu refacem roleplay-ul. Nu are rost, să-i dați, nu ai ce să dați revive la domnul de aici. Ce? Cui? Cum îl cheamă? Dau revive. Știu. La bandit. Domnul mort. Dau revive. Dacă poți te uiți ce ID are, să-mi spui pe F10, ar fi ok. 28. 28, ok. I-am dat revive. I-am dat revive, a primit revive-ul necesar. Da, mulțumesc. Da, da. Colegul, cu ce mașină plecăm? Păi hai să mergem cu mașina asta de poliție. Uite de aici. Uite, avem o mașină. Hai să mergem cu asta. Hai, urcă.
Stai, colegi, urcați. Mașina mea, da, e ok. Nu mai avem mașină, am rămas fără benzină pe autostradă, fiind mai uite, mai e o mașină în spate, dacă e, puteți să o las pe aia de acolo, dacă... Da, iau dacă vrei, dacă vrei. Ok, lasă dacă că mai... Dacă nu, hai să mergem împreună. Mamă, pe ofă, nu știu, ați văzut direct careva care o tras, eu fix acum când am venit, o fost afară de la nu știu, noi când am ajuns deja... Ajuns. Mare în mână. Domnul Marcelino era rănit, nu știm exact ce s-a întâmplat. Asasinul nemilos... Coleg de-a meu. Este armată pe server, poți să suni prietenii de pe acest... Hai că nici nu ține ușa asta. Uite, apeși pe capa, tu ai numărul tău de telefon, asta arătam sus aici, vezi, apare numărul tău de telefon. De exemplu, eu pot să mă duc acum la contacte și am aici, uite, vezi, să-l sun pe Bandi, da? Dau aici și am numărul lui Bandi. Și ca să-l sun, trebuie să mă duc la apel, contact și formez la Bandi. Sau direct, păi stai așa puțin, că am dat Bandi. Și-l sun pe Bandi. Momentul de față. Să văd dacă Bandi răspunde. Dacă este momentul ăsta pe server, răspunde. Dacă nu este, nu o să răspundă. O să-mi dea la un moment dat că este ocupat. Deci merge să sun, nu este niciun fel de problemă. Vezi, nu răspunde Bandi, ori nu răspunde că nu vede, ori... Da, știu că nu te lasă să te conectezi la FTP. Mâine rezolvăm, îl pun... mă scuzați. Pun serverul la mine, pe dedicat, și va funcționa. Acum, în momentul de față, nu am cum, mâine ajung în locația respectivă și îl pun atunci și va funcționa. Pot să-ți dau drumul la el dacă îl pun pe un Windows undeva, dacă ai nevoie. Ce se pare, coleg? Nightmare, acum asta e... E... cum să zic eu... Este părerea ta, fiecare cu părerea lui, nu mă bag în părerile altora, dacă așa consideri tu, așa este. Cât despre Uzi, m-am împăcat cu el, nu am avut nimic cu el, a fost gestul lui, a fost urât, dar rest nu m-a încertat cu el sau nu a făcut lucruri, n-a făcut măgării, n-a făcut pur și simplu... A făcut chestia aia cu banii, nu mă interesează, eu nu sunt ca alte persoane, știți voi la cine mă refer. Disperat că vai, a luat bani, bani afară, nu știu ce. Mulți au luat bani din donații sau din alte locuri și nu s-a întâmplat absolut nimic. Și dacă s-ar fi întâmplat, nu contează. Au fost niște bani din niște donații, nu au fost banii, pur și simplu, nu știu, n-am cum să vă explic. Deși era muncă, era munca mea la fel cum și aici, este munca mea și a lui... și alu Ruznac, plus munca băieților, care este destul de mare, muncim foarte mult pentru serverul ăsta, scriptăm ore în șir, traducem, o să vedeți că pe zilele următoare, mai ales mâine, o să apară la urmă. Poftim? Opa! Unde gărbim colegul? Grav. Momentan este liniște în oraș, se pare. Nu avem probleme. Deci avem timp și de semafoare. Uzi de ce nu mai face live? Nu știu să-l întreb. Am înțeles că e foarte greu, e foarte greu pentru el. Probabil nu mai are chef, nu mai are timp. Nu știu. Probabil timpul și cheful. E foarte obositor să stai să faci live. Stai fața calculatorului ore în șir să faci. Adevărat că pentru youtuberii mari e ok pentru că ei câștigă bani din chestia asta. Stau, vorbesc puțin. Colegul, semaforul meu în fața acolo, trece de pietoni. După aceea câștigă niște bani. Tu, dar pentru la perisă. Youtuber foarte, foarte mici, e foarte greu pentru că nu câștigi absolut nimic. Și te som, nu te ești faci live-ul respectiv, nu poți să stai să vorbești cu tine la o caterincă, la nu știu ce, pe Discord. Nu du, poți colegul, să stai să scrii sau altele. Trebuie să stai pe efectiv să faci jocul acela, să fii atent cum faci, ce faci. Și asta ziceam. Deci, și de aceea probabil foarte mulți nu fac live. Eu nu fac live așa mult pentru că nu am timp așa mult. Am vrut să fac live pe 31, am avut probleme la server. Niște probleme minore, dar am stat să ajut. Ieri am vrut să fac live, dar iar m-am apucat, am făcut alte chestii la server, am scriptat, am... Ce a spus colegii? Ia uite-l pe ăla. Ce problemă aveți? Colegul, visă-mi cu radarul. Da, da. Hai să mergem dacă e. Hai să iau o mașină.
Salut, salut, colegul. Auzi, auzi ce întreabă la că ce e cu serverul ăsta? Cum adică ce e adică cu serverul ce ăsta? E cu serverul nu știu, n-ai văzut ce întreabă unul, că ce e cred cu serverul că nu e obiș... Cred că nu știe care e faza cu SX-ul ei, și cu în față, dacă vrea să învețe chestii noi, știi, sunt unele persoane cu care am colaborat în trecut pe serverul meu, care n-au venit aici pentru simplu fapt că le s-a zis că este foarte greu, li se pare greu să... că nu mai e totul pe capa, știi? Dar uite și tu, de exemplu, tu ca polițist, e mai ușor tu, înainte trebuia să te duci pe capa, după aia trebuia la polismenul, da, mai mult mai simplu. La polismenul, așa, aici apeși direct tasta ta care o ai nevoie, funul, te duci, pac, e, imediat da, te-ai da, dus da. Unde ai nevoie, ai pus cătușile sau ce-i nevoie. CX-ul pare complex, dar nu îi. Chiar nu are cost, era la a trecut pe roșu, domnului, față la cromoșie. Da, ăla era roșu. Mâine o să instalez panel-ul acela. Cu tot ce e nevoie și o să-l pun acolo pe panel ca să fie regulă, să nu mai fie probleme, știi? Și pe panel acolo va fi ceva timp de aici încolo, deci nu vor mai fi probleme de host sau de faze de genul ăsta. Atent că-i fac manec. Va fi și online tot timpul, vei putea da start, restart, stop la el, tot ce ai nevoie. Pentru că acolo la ZAP, după ce ai plecat tu la scurt timp, s-a suspendat pentru neplată, că n-a mai plătit nimeni hostul ăla. Că nu mai aveam nevoie de el, că mergea prost la ZAP și atunci... Nu l-am mai plătit și a rămas așa. Eu am backup de acum câteva zile în urmă, deci nu e o problemă, se poate pune backup. Mă duc înapoi la loc, nu era, dar... Ne-au zis colegii, cred că eu... Ia uite aici un... Hai, hai, hai tu pe el, hai tu pe el. Hai să mergem să-l ajutăm. Dacă noi nu avem urgență, poate are nevoie colegul de urgență. Hai să mergem. Nicio problemă, Cuza. Cum se zice? Forță! Sau forțichi. Nu? Între timp nu uitați să dați și voi un like, un share și un subscribe. M-ar ajuta foarte, foarte mult dacă veți face acest lucru. S-au speriat pietonii. Asta e. Colegul, ce ai pățit, colegul? De ce ai băgat? Ce-a luat? Colegul. Colegul a fost la măști aici. Bă, apropo, de aici vă luați măștile, nu uitați, da? Aveți tot felul de măști aici. Categorii de tot felul, ia uitați măști. Mamă, ce mască ai. Surât ca dracu. Urât ca dracu. Uleu. Ne-a speriat. Hai, colegul, să mergem să alimentăm, că nu prea mai am benzină. Hai să mergem, că după aia iar rămâi fără benzină și nu e bine. Urci în față. Hai că urc în față. Dar trebuie să-ți cumperi și tu când ești în timpul liber o mască ceva. Am înțeles. Poate, cine știe, poate vrei să joci un bal mascat la ceva, nu? Da, da. Ești bun, colegul. Thank you, thank you very much. Very, very much. Hai să facem o românească. Colegul n-a văzut nimeni asta, ok? Ah,
Hai băi, dar te oprești fix aici. Dacă voiam să alimentez, trebuie să te bagi neapărat în spate. Păi te bagi mai în față, nu vezi că două de astea. Colegul trebuie să cobori, colegul din mașină. Alimentez eu? Colegul... Lasă, stai așa. Alimentează tu. Un moment. Ok, colegul. Ok, aici vă arată cât aveți de alimentat. Nu uitați, benzina este gratis momentan pe server, deci puteți să vă alimentați cât dacă doriți. Dacă poți să dai până la maxim. Până la maxim îi dăm, până la maxim, să fie full, să știm sigur că nu mai avem să probleme. Să nu se gate. Exact. Câine la poliție, da, o să adăugăm și câine la poliție. Se poate. Pe SX se poate aproape orice. Acum să faci. Aproape orice îți trece prin cap și există nu și pe... Nici urgență. Există și ca scris. Colegul, până la momentul este un mult până la magazin. Ok. Și așa poți să bagi o grămadă de chestii. Da, o să se bage și câine la poliție. O să lucrăm și la scriptul de câine la poliție. O să se bage și câine la civil. Adică civilul să poată să-și cumpere câine, să meargă cu el prin oraș. Astea. Momentan se lucrează la chestia asta. Ok, gata, s-a făcut plin 900%. Ia zi, colegul, probleme ceva? Nu, e liniștit. Bine atunci. La pompă. Ce face ăsta? Își cumpără magazinul? Tot magazinul, da. Ia, bere, vinimeat. Ia să vedem aici, ne ducem frumos. Am închis Discord-ul pentru că făcea foarte mult lag. Dar este ok. Este ok acum. Mersi. Hai, pentru ce? Hai să mergem. Colegul, dar ce liniște s-a făcut în oraș, colegul. Se pare că nu mai avem fără de legi. Vă recomand să intrați pe server, deoarece avem foarte multe chestii faine pe server. Și dacă nu vă place, după aceea puteți să ieși să jucați pe alt server, nu este niciun fel de problemă. Dar intrați să vedeți un server unic, un server cu sisteme unice, în adevăratul sens al cuvântului, cu joburi unice, cu o grămadă de chestii foarte, foarte faine. Ești adică bun, colegul. Chiar... Puține frână, mecla, ce vrei să vă? Chiar ar fi păcat să nu intrați și să vedeți cum câte chestii faine sunt pe serverul ăsta, măcar intrați, jucați puțin, vedeți cum stă treaba și după aceea vă hotărâți, vedeți dacă mai merită sau nu respectivul... Pe tasta nouă de pe numpad puteți să băgați drift la mașină. Dați activare drift sau dezactivare drift, adică mașina merge drept cu drift sau merge fără drift. Acum dacă mașina e pentru drifturi, atunci... Bă, boschetarilor, ia, hai, marș de aici. Ia l-ai pe ăla, pe jos. Bă, vrei să vă dau amendă? Ia vină mă încoa, stai așa să-i dau amendul ăsta. Bă, ce faci mai aici, dormi? Bă! Alo! Beți-vă, dracu! Ia uite, vedem cât de beată e ăsta, e muci! Alo! Cred că e și mort!
Cred că e mort de bea, dă-l în panac de aici. Dai una și măcar nu se trezește, cade pe partea cealaltă. Dacă vrei, porneam și tu radarul. Pornește-l tu, colegul, dacă e. Nu-i nevoie la mine. Am pornit, oricum. Am băgat viteza maximă să fie 83. Nu uita să-mi dai și mie un like acolo pe YouTube. Normal, normal. Bă, băieții. Ia spune. Mulțumesc pentru așteptați abonare. Așteptați să vedeți dacă trece careva cu viteză. Da. Da. Ok. Tu tot de asta ești aici? Vedeți, între timp s-a mai adunat ceva bani acolo la bugetul poliției. Cum? Ce ai zis, colegul? L-am întrebat dacă și el stă la fel tot pentru asta aici. Ia să vedem. Nu, stau pentru voi. Sunt Sias, n-am băi cu radarul. Am înțeles. Mamă, dar cam prea liniște. Este liniște, se pare că mafioții nu prea sunt în oraș. Poate se pregătește ceva mare. Sau da, se poate de vreun jaf ceva. Asasinul nemilos îmi spune aici... Mulțumesc mult! Foarte bine, man! Mult succes! Poate reușești să-l și faci, ar fi frumos. Ar fi chiar foarte frumos dacă reușești să faci acel chin de câine. Da, cuza, da. Îți dau cuza, nu-ți dau copia să lucrezi acolo, să vezi exact cum stă treaba. Colegul, hai să mergem la secție, că se pare că momentan e liniște, deci poate e nevoie la secție sau sau vine vreun cetățean ceva. Tu vezi cumva semaforul acolo sau? Nu văd niciun semafor. Cred că nu mai este, că cineva a intrat în el. Se poate, deci... Na. Ok, semaforul ăsta se vede. Roșu, așteptăm. Asasinul nemilos, nu este greu deloc, mai ales că este foarte ușor. Apeși F5, ai inventarul, imediat pac, ai rezolvat. Adică chiar n-ai nevoie, capa este telefonul. Ce claxonezi, colegul? Am pus capa telefonului. Stam girofarul. Vreți să mai vedeți și voi ce taste mai sunt? Uite, vezi pe R avem tasta asta, pe R facem tot felul de chestii, pe T vorbim, pe Y era portofelul înainte, dar că foarte multă lume întreba unde sunt banii, ce grad am, ce așa, am scos portofelul, adică vezi direct banii, era înainte apăsai pe Y și era portofel. Adică vedeai banii în portofel, dar am zis că renunțăm la el, că na, dacă nu s-a putut, nu s-a putut. Pe U cu ia-ți mașina, pe I nu știu ce avem exact, pe O, pe P avem harta, așa, pe L, K avem telefonul, J nu mai știu, nu știu ce avem, sunt câteva taste care sunt tot felul de chestii, dar nu știu exact ce avem pe ele. X avem centura, pe Z nu avem nimic momentan, de fapt avem pe Z, dar nu știu ce. Ca să ridicați mâinile sus, în caz că vreți să ridicați mâinile deasupra cu tab, există acea tastă care are un apostrof și acel, nu știu cum îi spune la, deci între escape și tab, apăsați așa și face mâinile sus. După aia mai avem slash capa care cred că știți și nu știu dacă mai merge, să vedem. Slash K, nu mai merge slash K, o să-l băgăm din nou. Băieți, slash K văd că nu mai merge, nu? Nu mai merge. O să îl reactiveze Rus. Nu știu exact ce s-a întâmplat de la scos, dar o să-i spun eu după live să-l reactiveze dacă e. Cred că a uitat să-l pună.
plec, ci nu vreți să mergem și noi la bar? La bar? Pa da, haide să mergem la un bar. Bine. Știi vreun bar ceva? Știu un club. Era barul ăla de stripteoze, dacă îl ții minte, undeva sus, ala, nu mai știu exact. Ăla de ar... că vreau să arunc niște bani la bar acolo, la gagicile alea. E aproape de noi, nu e departe. Hai să mergem. Nu de alta, dar am cam terminat programul pe ziua de astăzi. Nu cred că se mai întâmplă ceva nu. Dar dacă se întâmplă, mergem repede să ne ajutăm colegii. Ia zic, colegul, ți-ai cumpărat și tu o casă aici în oraș? Sau dormi la secție? Sau nu, chirie? Nu, dorm la secție. Salut! Dorm pe, Wesler, știi, salut, salut. Cabina capitanului. Cu ce ne-am dat, dracu? Aoleu. De care treaba? Nu-ți permis să-ți cumperi o casă? E prea scumpă? Încă nu, încă nu. Bă, cine a făcut ușile astea, mă? Poate mergem zilele astea la agenția imobiliară și cumpărăm o casă. Nu ar fi rău. Mergem zilele astea într-una din zile. O să fac live într-una din zile în care o să mergem la agentul imobiliar și la agentul imobiliar vom cumpăra o casă pentru... Mergem zilele astea la un agent imobiliar și îți cumpăr eu o casă dacă nu ai. Ia uite, mai avem pe cineva aici. Ia uite, da, chiar, da. Să nu uiți să încui mașina, că nu se știe cum dispare. Stai așa. Dai click cu mouse-ul unii, bagi cardul pe ăla verde. O, după aceea te duci domnul, cu click-ul unii tastele. Bună ziua. N-avem aici stop, nicio animatoare, nimic se pare astăzi. Cred că a plecat toată lumea. Închis din păcate. Colegul, colegul. Prindem și noi ceva. Cred că avem aici, uite. Vreau și eu 5 Pepsi. Vreau și eu 5 Pepsi aici pentru colegii. Bă, colegii, ok, hai că vă duc la permis. N-avem voie să bem nimic, dar o bere bem și noi, că alcoolemia e foarte mult la bere. O bere acolo. Doamne! Bun, hai să cumpăr bere. Doamne! Tai colegul să veniți puțin. Să te servesc o bere. Timp acum, am treabă. Veniți puțin, că vreau să vă întreb ceva. N-am treabă. Gata, colegul, ți-am trimis berea. Și hai să... Mulțumesc, colegul. Să bem o bere aici. Haideți să vă arăt ce să face dacă bem o bere, deși... Cheers! Salut, salut și ție! Fiatem, bem o bere acum. Și... m-am făcut aoleu. Muci, colegul, aoleu, vai de... Aoleu, parcă merge o vodka. Hai să luăm și o vodka, stai așa, aoleu... Cred că o să fim... Eu. Cred că o să fim muci jumătate de zi. Cumpăr eu, colegul... Importanță. Ce faci, colegul? Ce dracu faci? Cumpăr vodka. Nimic, ca nimic. Vrei o vodka, colegul? Da, da. Nu, nu, nu. Am vodka mea. Ce faci, mă? Aoleu, stai că mi-a revenit din beție. Pe trag o vodka acum. Și eu. Ce faci, mă? Dai la 6-6? Uite, mă. Dădeam zarul. Dar nu știu unde e vodka. Da, bă, cred că nu mi-a dat asta vodka. Ia să-mi iau o Stalinska. Stai așa să-mi schimb vodka, să-mi iau altceva de aici. Ia uite, șampanie gold. Ia-o, e. Hai băi că fac ciste. Hai că mi-au și o Stalinska aia din asta, deși e scumpă rău. Da, asta e. Ia să vedem. Ia un șac molotov. Bă, aoleu, mamă, dar ce tare este, aoleu, nu mai pot. Mamă! M-am făcut muci, muci m-am făcut. Mai merge o bere. Acum merge un Jäger. Marcelino, momentan a zis Rus că lucrează la aplicația de droguri, nu merg drogurile momentan. Colegul, eu cred la că el. Și mai rău. Și nu putem să facem drogurile. Aoleu. Aoleu, colegul, mă duc să vorbesc cu gagicile astea dacă e vreuna pe aici. Stai așa să văd. Ia să vedem. Așa.
E cineva pe aici, alo, gagicile. Dar nu e nicio gagică pe aici la ora asta. Hai de capul. Băi, dar sunt muci, da, muci, m-am făcut muci. Dacă beau prea mult, după aia mă îmbăt și o dau în altele. Hai de capul meu. Pe aici era ușa, pe unde naiba era? Colegul în spate, în spate. Ulei, nu mai știu. Eu nu mă simt bine. Hai de capul meu. Ai vomitat, colegul? Un pic. Hai să conducem. Hai să mergem, de acum mai ajunge, că dacă mai beau una, mă găsești în șanț mort. Hai de capul meu, vai. Mama. Astăzi a fost o zi în care 5M a făcut foarte multe update-uri și ieri a făcut. Și la foarte mulți vă dă crash-uri. Dacă vă mai dă crash-uri când intrați pe server, pe orice server, pe ăsta sau pe altele, încercați să ștergeți cache-ul, pentru că se pare că e o problemă la update-urile de la 5M. Și la foarte mulți vezi ca și aici, le dă ping timeout de scoate afară. Bă, înăuntru. Din cauza update-urilor făcute, trebuie să ștergeți nou cache-ul. Și veți putea intra pe server și ar trebui să vă meargă și bine după aceea. Văd un cal, bă! E morgo! Tie tata! Mamă, ce s-a întâmplat cu lumea? Tie tata, mi-am revenit din beție, tie tata! Aoleu! Eu nu! Aoleu! Ce ai făcut, colegul? E mortă, e gata! Haide! Trebuie să chemăm un mecanic. Un mecanic, da. Stai să sun la un mecanic, stai așa să sun la un mecanic. Ia l-ai pe ăsta cu tirul! Domnul! Hai, vedem pe ei, nu, scuzați, trebuia să ne ducem aici. După aia dădeam înapoi, nu, înainte aici, la urgențe. Colegul, eu încă nu... Nu e ok. Colegul. Gata, am chemat un mecanic. Colegul, fii atent. Ia spune, colegul. Te pomenești cu și repari. Dai, colegul, zice că... bine mie să fac. Ia zi, colegul. Aoleu. Cum așa, colegul, așa sentimental ești? Da, colegul. Colegul, vreau să urma, colegul. Nu, colegul, nu mi-e foame. Hai că eu, mie foame, colegul, bag două shawarma. Nu, că eu am mâncat înainte, colegul, deci... Am înțeles. Am crezut că e mecanic, o să pare că nu e niciun mecanic pe traseu să vină. Sau are bară pe gabă. Hai să lăsăm aici mașina asta. Deși sunt, văd că sunt patru în serviciu, dar cred că sunt ocupați. Dar, colegul, tu nu știi mecanica cumva? Nu știu, colegul. Hai să văd dacă okay, pot să repar. N-are rost, dă-o în spana clasă acolo. Hai să mergem. Hai până la secție. Hai, colegul, mai încet, că eu nu mă simt chiar așa bine. Hai, colegul, până la secție, hai. Hai, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, hai. Am greșit direcția. Aoleu, ce cu cutia asta aici? Ia uite niște bani! Ia uite, colegul! Au lăsat ăștia banii în mijlocul străzii. Ce facem? Chemăm trupele speciale? Nu știu, colegul, dar nu așa. Stai să treacă și mie vesia asta. Vomit aici, în spatele cutiilor, să nu te vadă ăștia. Hai de capul lui, e muci. Nu uitați să dați și voi un like, un share și un subscribe. M-ar ajuta foarte, foarte mult lucrul acesta. Haide, colegul, un pas alergător spre secție. Hai, mergem un pas alergător spre secție. Nu mi se mai irandează mapa. Trebuie, cred, să-i fac update la placa video. Pentru că cred că am niște mici probleme la placa video. Nu știu exact care e faza. Văd că au început să nu mi se mai randeze. Bun.
nu am nici un calculator foarte performant sau toate chestiile foarte performante ca să zic că e, nu e normal. E normal să mi se, uneori să nu mi se mai randeze, că na, e și Windows-ul vechi, are 7-8 luni de când l-am mai instalat. În afară de asta și placa video, probabil consum și alte chestii, să mă uit să văd eu mai târziu, probabil pe mâine, să văd exact ce setări am. Colegul, și care e treaba. Colegul, sunt la secție. Sau scot o mașină. Hai să vedem dacă e cineva în secție. Hai, colegul. A, uite, uite-l pe colegul. Uite-l pe colegul. Colegul, tu încă nu ți-ai revenit. Salut, salut, coleg. Ce faci, colegul? Ești tot beat? Asta, auzi, ăsta cred că a băut, a băut și după aia, cred. Ok. Și eu, da. Dacă te văd, dacă te vede șeful așa muci, te dă afară, să știi. Colegu, ai băut? Colegu, ai băut? Nu uita să dați și voi un like, un share și un subscribe, m-ar ajuta foarte, foarte mult. Puțin, chiar v-aș mulțumi pentru acest lucru, dacă tot vă uitați și vă place. Vezi dacă ești vagabond, ești o scârba poliție, băi. Ia bă, cântă, ia te-ți bag gitara aia în cap, mă. Ia-uzi, dați aici, aruncați cu bani. Uitați, uitați ce a ajuns poliția din orașul ăsta, e beat muci. Luați de la mine 50 de lei. Luați de la mine 50 de lei. Mulțumesc, faceți o dedicație, ziceți din partea lui Alice pentru un șerban. Acum, acum, stați așa. Ziceți dedicație de la Alice pentru un șerban. Dați-ți, bă, că nu-l auzi, spune din nou. Deci, vreau așa, dedicație de la Alice pentru șerban. De la Alice pentru șerban. Ok, ok. De la Alice pentru cel mai mare interlop, Alice. Șerban. Pentru șerban. Alice șerban. Omul e, auzi, omul e fumat rău, lasă-l în pace că e fumat. Trei șobolani. Am dat. Șobolani. Trei șobolani. Trei. Da, 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 cam așa ce lasă pare. Ia uite și pe ăsta cu sirul. Colegu, colegu, dar e voie nu cu sirul pe aici. Nu mă pot mișca. Colegu, e ăsta că ăsta a parcat tirul aici. Cred că fața aia. Ce mi-ați făcut, domnul? Nu mă pot mișca. Dar ce căutați cu tirul aici, că n-aveți voie să parcați tirul aici? Bă, doamne, am venit numai să fac o vizită. A, pe cine? Căutați? Bă, nu, eu m-am văzut să văd și eu secția, sunt nou în oraș. Du-te de aici, arată, du-te! Arată secția, cum o vedeți, amărâtă, jerpelită. Bă, du-te de aici! Și... Avem? Colegul nostru este pe mult. Bă, du-te de aici! Colegul, colegul, este colegul, hai mai încet, mai încet! Dați-mi mai banii, încet, că v-am făcut cântare! Aoleu, are cuțit, are cuțit! Are cuțit, ăsta! Are cuțit! Nu e cuțit de aruncă! Aruncă cuțitul! Ăsta, ăsta, ăsta! Bă, ăsta. Ești Dragoș, da? Dragoș te cheamă. Da, 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 ce-am făcut? Nimic, nimic, să-ți dau... Să-mi dau sparale. O, dar mulțumesc, domnul. Se bagi cu cuțitul, domnule. Colegul meu, promuzi și ceva, că... Mai am 30, dar parcă mai am ies. Bun, domnul acesta în albastru, da, am colegul de discutat cu dumneavoastră. Ia spune, cum, care, cum vă numiți, domnule? Care sunteți? Cum vă numiți, domnule? Eu? Nu, colegul ăsta, Chelios. Domnul albastru, am de discutat ceva, da, cu dumneavoastră. Eu mă numesc Dragoș. Imediat, imediat. Domnul Chelios, cum vă numiți? Domnule, nu ceva e discutat cu tine acum. Nu lăsa că are cuțit și poate-i taie gât. Și pe live, ai puțină răbdare, te rog, că imediat termin live-ul și vorbim, da? Foarte bine. Domnule, dumneavoastră, sunteți... Să nu spui că unde te-am avertizat. Ce-a vrut domnul ăla? Una, două, trei! V-a amenințat, domnul. Rezolvat. Cam asta a fost. Mersi, mersi. Coboară. Pe Discord după aceea, da? Să mă adaugi la prieteni acolo și vorbim. Coboară momentul ăsta. Ok, ok. Bine, hai că de acum termin și eu și vorbim după aceea. Nu-ți mai pune a doua oară. De ce aș coborâ? Băieți, vă mulțumesc pentru vizionare, dacă v-a plăcut, nu uitați să dați și voi un like, un share și un subscribe. Și noi ne revedem data viitoare cu un nou live. Vă mulțumesc foarte mult, vă așteptăm pe server. Colegul. O să vedeți foarte multe chestii faine, o să vedeți o comunitate foarte interesantă. Noi, ownerii, adminii, toată lumea suntem aici să vă ajutăm pe absolut toți, cu absolut toate problemele care le aveți. Dacă nu știți ceva, întrebați pe chat și vi se va răspunde.
Nu uitați de asemenea că codul PIN la bancomat este 4D11111 și noi ne revedem data viitoare. Toate cele bune, v-am pupat, la revedere tuturor și ne revedem. Ce-au cerul, mă ce-au cerul de acolo.